Puține zile îi mai despart pe elevii claselor a 8-a de examenul evaluării naționale pe care îl vor susține în data de 22, respectiv 24 iunie. Scrierile s-au terminat. Elevii noștri sunt înscriși integral pentru examenul de... S-au înscris toți, nu există situații, situații neîncheiate, corigențe și așa mai departe. Pe 22 au prima probă, proba de limba și literatura română. Calendarul probabil că este cunoscut de toată lumea. Să fie foarte atenți la formularea subiectelor, la ceea ce completează, la ceea ce vor transcrie din ciorne în documente. Să opteze pentru cât mai multe școli, pentru că un copil în stresul examenului poate să aibă rezultate mai puțin bune decât are în timpul anului școlar, decât se așteaptă. Și atunci este de preferat să fie asigurat cu mai multe opțiuni. Nu e de... Adică nu le doresc treaba asta, dar se poate întâmpla. Și atunci să aibă cât mai multe opțiuni pe fișa de înscriere, să gândească foarte bine în momentul în care își completează fișele de înscriere, pentru că exact ordinea asta a înscrierii nu se știe cum le poate afecta traiectul profesional ulterior. Eu le doresc să se ducă, să ajungă toți acolo unde își doresc. Și în momentul ăsta totul depinde de modalitatea lor de pregătire, inclusiv pregătire psihică, adică tăria de a rezista emoțiilor examenului. Este primul examen serios. Modalitatea lor de a-și reveni cumva după perioada aceasta de online, care n-a fost ușoară pentru, nici pentru ei, nici pentru noi, dar în special pentru copii. Copiii s-au adaptat, cred că ușor, la perioada de stat online, dar se adaptează mai greu la revenirea la școală. Deci este un lucru pe care l-au sesizat, bănuiesc că îl sesizează și părinții acasă, și l-au sesizat toate cadrele didactice. Capacitatea lor de concentrare a scăzut în perioada respectivă. Se acomodează greu la școală, se acomodează destul de greu în clasă, socializează un pic altfel decât anterior perioadei de online. Acum, în prag de examen, le dorim celor de a 8-a mult curaj și să nu uite că de multe ori în viață nu aduce anul, ci aduce ceasul. Multă baftă, prieteni!